Bineața. Luca a venit îmbrăcată foarte pe serios, nu mai exagerează cu nimic. Venea cu niște rochii la un moment dat, dar n-am știut dacă e rubrica de părințeală sau de făcut copii. Și-ți pare rău. În sfârșit, acum te pot asculta. Despre ce vorbim azi? Chiar astăzi cred că ai tot interesul sau ar trebui să ai să mă asculți, pentru că vedem de ce nu e bine să le facem toate poftele copiilor noștri. Ce se întâmplă în momentul în care efectiv cedăm de fiecare dată când ne cer lucruri din magazine? De ce facem asta, în primul rând? Știi, mulți părinți spun, dacă eu n-am avut când eram mic, exact, măcar ăsta mic să aibă. Plus că se dă cu fundul de pământ. Exact. Sunt părinți care nu suportă chestia asta. Adică decât să mă fac de râsul lumii, să vadă toată lumea că ăsta mic are un tantrum aici în magazin, mai bine cedez și iau și iau de fiecare dată. Plus că mai e și vina, muncim foarte mult, lipsim foarte mult de acasă și atunci încercăm să suplinim lipsa asta de lângă ei cu tot felul de cadouri scumpe. Și pe termen scurt, ce se întâmplă? Obții niște copii răsfățați. Pe termen lung, însă, e grav, pentru că efectiv crești niște inadaptați social. Niște oameni care nu vor mai avea niciun sistem de valori, care vor considera că ei sunt buricul pământului și când vor realiza că nu e așa, îi va durea rău. Și se poate ajunge inclusiv la depresie în astfel de cazuri. Situațiile sunt grave. Uite, descriam zilele trecute pe blog un astfel de caz. A avut un impact foarte mare. Povestea e reală. A ajuns la foarte mulți oameni, la ultima verificare avea vreo peste 100.000 de aprecieri și nu pentru că, mamă, ce mișto l-am scris eu, cât pentru ideea de acolo din articol. E povestea lui Matei, un băiețel din clasa a 6-a, la o școală din București, care într-una din pauze a fost efectiv pus la zid, încercuit de colegi și întrebat ce încălțări porți. Nu știu, niște încălțări, de ce? Pentru că par dintre alea ieftine. Sunt ieftine? Și copilul a spus, nu știu. Moment în care ei au strâns cercurile și au început să facă paradă cu încălțările pe care le au. Ale mele sunt din mall, ale mele sunt scumpe. Chestia asta, episodul nu e singular. Și genul ăsta de idei le sunt practic transmise copiilor în momentul în care părintele îl duce la cumpărături și spune, iată, ți-am cumpărat bluza asta, nimeni nu mai are ca tine. Sau... Este un magazin scump, noi de aici ne permitem să ne luăm, alții nu-și permit. Și atunci când îi trimiți cu valorile astea și cu mesajele astea, ei asta cred, că sunt buricul pământului și așa se poartă cu ceilalți. Știi cum e? Asta e un bullying, dar nu-i bullying de la care să-ți lase efectiv este brand bullying, pe brand bullying. Piele. Da, ai zis-o bine. Nu-ți lasă urme dintre astea pe piele, dar știi ce urme adânci lasă în sufletul copiilor care efectiv nu-și permit lucrurile astea și care sunt puși la zid pentru că sunt îmbrăcați într-un anumit fel, nu pentru... Degeaba pompăm în copiii noștri matematică, biologie, informatică, vrem să știe toate cele, dacă ei la nivel de valori sunt praf. Și ăștia sunt oamenii care... Adică ăștia sunt adulții de mâine. Da, mi se întâmplă destul de des să mă întâlnesc cu puși de 13, 14, 15 ani care au părinți foarte bogați, restaurantul meu într-o zonă mai bogată a capitalei. Și observ foarte clar că din privire cer mai mult decât cer ceilalți, au niște pretenții exagerate și felul în care îți vorbesc. Îți vorbește un astfel de copil este cu totul și cu totul altfel și un pic apăsător pentru că acum poate nu mă deranjează real, dar mă gândesc că ăsta micul va fi poate manager într-o companie sau poate va fi mai sus și va trebui să vorbească cu oamenii altfel. Hai să vedem materialul și apoi să facem o introspecție. Este ca în cazul în care cineva vorbește despre proști, urâți sau grăsuți la televizor. Nimeni din cei care se uită acum la televizor, adică niciun om nu va zice bă, cred că și al meu e cam răsfățat. Punem pariu că eu dacă vă zic acum băi urâților, fiecare va zice, bă, nu cred că zice de mine, adică nu e nebun. Așa că hai să încercăm să ne luăm lupa asta de pe ochi, poate cât ne uităm în liniște la materialul ăsta și suntem pentru 10 secunde sinceri cu noi și cu copiii noștri. Hai să vedem. Avem tendința să le spunem da copiilor în momentul în care ne cer să le cumpărăm diverse lucruri și chiar dacă pe moment asta le aduce multă bucurie, pe termen lung pot exista consecințe negative. Nena, ce-ți place ție să-ți cumperi din magazine în mod normal?
o păpușă, o casă de jucărie, o pernă, un tricou. Sunt părinți care muncesc mult, sunt plecați de acasă de dimineața până seara și când copilul cere ceva, cum să-l mai refuz? Nu este destul de necăjit că este fără mine? Deci vine este un sentiment destul de puternic care apasă niște butoane. Mai există părinți care au o dragoste prost înțeleasă. Îl iubesc pe ăsta micul de nu mai pot după el. Asta mică este soarele de pe cer pentru mine. Cum să-i spun nu? Cum crezi tu că e important să procedeze părinții? Să-i cumpere sau să nu-i cumpere lucrurile respective? Dacă au bani, să-i cumpere. Dacă au foarte mulți bani și nu știu ce să facă cu ei, desigur că da. Este această generație de mici lideri. Ei conduc lumea, ei doar spun ceva și se întâmplă. Și trăiesc cu senzația asta, ajung la școală și ce să vezi, este plin de mici lideri și lumea se învârte după fiecare dintre ei. Pe termen lung, consecințele sunt mult mai grave, pentru că acești copii devin anxioși, depresivi, demotivați. Dacă între vreau și obțin nu există un spațiu, copilul nu este învățat să aștepte. Noi avem o regulă foarte clară de când s-au născut, de când au început să înțeleagă. Noi atunci când plecăm la cumpărături le spunem foarte clar pentru ce mergem. Ei știu dacă mergem să cumpărăm ceva pentru ei sau dacă cumpărăm pentru casă, pentru noi, și niciodată nu ne-am abătut de la regula asta. Uite, pușculița este un înlocuitor pentru acest nu am bani, pentru că așa îl învăț pe copil că banii sunt o resursă limitată și dacă ceva îmi doresc, trebuie să aștept. Banii vin, dar vin greu. Îi dau și dau ușor. După ce am dat, nu-i mai am. Și îl învăț diferența dintre nevoie și dorință, ce înseamnă o prioritate. Ce dorești tu mai mult? După aia începem și avem lista de dorințe. Eu pot să mă abțin câteva zile fără un lucru. Păi cum de reușești? Pentru că ești nerăbdătoare, îmi închipui, să-l ai atunci, exact în momentul respectiv. Păi, e greu de așteptat, dar ce să fac? Noa are acum aproape 3 ani și mi-arată pe degete că vrea doar unul. Iar Sofia, dacă își dorește ceva foarte mult și nu e momentul să cumpărăm, își pune pe lista de dorințe. Dacă ziua ei sau Crăciunul sau Paștele sunt undeva mai departe, atunci bricolează tot felul de chestii, le vinde prin vecini, strânge bani și merge și le cumpără. Copiii noștri au foarte multe opțiuni și nouă adulți în ziua de azi cu atâtea opțiuni în jur, ne este greu să ne oprim. E bine, într-un asemenea mediu, noi încercăm să învățăm pe copii răbdarea și să le spunem nu și, de fapt, ce este acest nu? Este o limită sănătoasă pentru o lecție pentru viitorul copilului. Doamnelor și domnilor, de două ori pe săptămână întâlnim cu Ruxandra Luca, care ne amintește că nu e bine să facem copii. Mulțumim, Ruxandra. Pe tine te terorizezi și cât e materialul non-stop. Să urcați repede materialul online, că nu cred că s-a văzut în toate casele de oameni, pentru că este valabil și pentru iubite și pentru soții. Nu? Da, e pentru toată lumea. Să învățăm noi... să spunem nu. Adevăr... Și nu, nu am bani, pentru că asta se poate verifica. Da. Dacă tu îi spui nu am bani, după care te vede că ai cumpărat pâine sau ai cumpărat detergent, simte că e înșelat încrederea. Mama avea bani și nu a vrut să-mi cumpere, că așa o interpretează. Sau dacă îi spui, îți cumpăr când iau bani, la salariu. Și dacă vine ziua respectivă de plată și tu nu-i cumperi, iarăși el își pierde încrederea în tine. Adică dacă ai spus că o faci, să o faci. Asta e important. Am luat nachos duminică la film. Am fi crezut că am bani? Era și... Da. Mă, dacă ești la banii tăi, e ok. Deci noi când muncim pentru banii noștri, suntem ok și liberi să-i cheltuim absolut cum avem noi chef. Dacă e banul meu muncit de mine. Exact asta zic. Știi? Acum, dacă nu înțelegi. Mă fac. Bine. Femeie sunt și eu. Materialul desprins din viața reală este de găsit pe blogul Ruxandrei Luca, ușor de găsit. Este o poveste reală, din păcate foarte crudă. Sigur că noi adulții s-ar putea să ne regăsim în poveștile de pe vremea noastră, dar pe vremea noastră nu erau atâtea branduri și atâtea opțiuni. Am tras o concluzie duminică în mall, sincer. Eu care n-am fost cel mai sărac copil de pe stradă, dar nici cel mai bogat, mi-aduc aminte cum mă opream în colț la Tutungerie, așa, pentru că era primul magazin care aducea dulciuri de afară și mă uitam mult timp la
ciocolata africană care era acolo expusă și cu alunele alea mari. Și știu că nu-mi permiteam. Serios? Nu-mi permiteam și stăteam și așteptam să se mai strângă în pușculiță să-mi iau o ciocolată. Și mă gândeam că eu, dacă eram la același nivel financiar de atunci și trăiam în epoca mall-urilor, eu m-aș fi aruncat de pe un pod, jur. N-aveam cum să intru într-un mall cu atâtea opțiuni și atâtea lucruri și atâtea chestii de mâncat și de cumpărat și de purtat într-o epocă în care brandul contează. Și să nu pot să-mi permit lucrurile astea, nu cred că aș fi rezistat. Îți dai seama, și mai sunt oameni care spun, mai uniforma e soluția. Gândește-te că școala în care s-au întâmplat lucrurile de care îți spuneam mai devreme are uniformă. Deci nu, uniforma nu e soluția, pentru că în continuare vor avea penare, diferite geci, diferite se caută și la chiloți și la ciorapi copiii între ei, ca să înțelegi că e brandul, nu știu care, se schimbă la sport. E în regulă, se mai întâmplă și dintre astea. Ok, contează brandul de chiloți? Da. Păi, în cazul ăsta ar trebui să fiu dat afară. N-am dat kilos de brand niciodată. Bun, mulțumim, Luca, să ne vedem cu bine și săptămâna asta, mai vin. Doamnelor și domnilor, cea mai fertilă emisiune din România vă prezintă și cel mai bun contraceptiv, Ruxandra Luca. Că știam că e atât de complicată, o să o lanși pe mama, să-i zic. Nu trebuia să mă fi făcut.